Ținând cont de faptul că sezonul handbalistic intern este întrerupt, SCM Universitatea Pitești își continuă pregătirea în localitate. Piteștencele mai au de disputat 3 partide cu CS Timișoara, CS Târgu Jiu și cu Mureșul Târgu Mureș. După o pauză competițională, spunem noi, bine meritată, dar ne la locuie din punct de vedere al graficului formei sportive. A trebuit să reluăm pregătirea. O să facem săptămâna aceasta marea majoritate a antrenamentelor în aer liber. Considerăm că putem să câștigăm și ultimele 3 etape, chiar cu toate că jucăm la Târgu Mureș, echipa care actualmente este ca și promovată, cu siguranță vom merge la victorie. SCM Universitatea Pitești ar putea organiza un turneu de pregătire, mai ales că ultimele 3 jocuri oficiale vor avea loc peste o lună.